să citească lumea, că eu nu câștig nimic de pe urma lui. Nevânzând decât idei da. Și oferindu-le, da. Ne cerem bani pe ele, nu există. Așa că îi sfătuiesc că acolo vor fi și clipulețe, să se uite în fiecare zi, pentru că eu voi updata site-ul cu toate informațiile necesare. Hai să revenim, la a treia profeție, pentru că este foarte actuală, după care să ne mutăm pe alte diverse colțuri ale planetei, unde Fecioara Maria apare, după ce a fost deasupra unei biserici ortodoxe de rit copt. O biserică gnostică, trebuie să spunem, în Egipt, apare fundamental opus, dacă putem să numim așa, undeva în Vietnam. Avem și imagine, dar hai să ne referim strict la a treia profeție de la Fatima, care se află în derulare. Acum, cea de-a treia profeție de la Fatima, care a nebunit o lume întreagă, se presupune a fi continuarea, de fapt, celei de-a treia profeții pe care a făcut-o publică Papa Ioan Paul al II-lea în anul 2000. Așadar, nu este neapărat una oficială, dar se spune, tot într-un jargon așa, a fost sifonată de la Vatican. Oricum, ea este într-un acord puternic și cu celelalte apariții și mesaje care au fost transmise peste tot în restul lumii. Și anume că, nu vreau să se înspăimânte lumea, dar să înțeleagă că sunt vremuri care trebuie să revenim la suflet, nu la altceva. Sunt vremuri în care nu mai avem timp de alte lucruri. Avem timp de iubire și de rugăciune și astea sunt în noi, nu sunt în exterior. Noi trebuie să plecăm ca să culegem iubire în Vietnam sau în Pakistan. E la noi, e aici, e aproape și stă și în respirație, în noi stă totul, nu? Bun. Și acolo se spune că eu nu l-am adus, nici n-am vrut să-l citesc pentru că e destul de lung și n-aș vrea nici să se supere lumea prea tare, ca să zic așa. Acolo se spune că vor fi 3 zile de întuneric, că va fi un cutremur pe toată planeta de 8 ore, că lumea nu e bine să privească afară pe geam și să stea în casă pentru că afară se vor dezlănțui forțele lui Dumnezeu, că lumea trebuie să se roage în acele 3 zile continuu, să aibă un crucifix și 3 lumânări, o cruce, o icoană, 3 lumânări și apă sfințită cu care să stropească în cele 4 zări, ca Dumnezeu, ca îngerii lui Dumnezeu, să spunem, să ocolească locul acela. Și ce este ciudat, lumea s-ar putea să nu creadă, dar hai să ne ducem la plăgile din Egipt. Hai să ne ducem la ce îi spune Dumnezeu lui Moise, înainte să abată urgiile asupra Egiptului. Spune același lucru. Să nu vă uitați înapoi. Da. Pentru că acolo e un cataclism nuclear acolo. Sodoma și Gomora nu privi niciodată în urmă. E un mit încă din antichitate. Nu? Nu privi că vei orbi Orfeu și spune infern, soției. Orfeu în infern își pierde marea iubire, nu? După care se și duce, pentru că ea, Euridice, se uită în urmă. Exact. Ce-i spune îngerul lui Dumnezeu, lui Moise? Ungeți pragul casei credincioșilor cu sângele mielului, ca acolo distrugătorul să nu pustiască casa respectivă. Nici probabil că majoritatea iudeilor contemporani cu Moise au privit propovăduiala lui ca pozminteală. Adică, uite, bă, și pe nea Moise a băut mai mult decât e cazul, sau o fi nimerit o ciupercă toxică și are viziuni. Lucrurile s-au întâmplat pentru că epopeea este descrisă în Pentateuch, este descrisă în Vechiul Testament. Acum să ne înțelegem cu amănunte de reportaj. Nu e o fabulație acolo. Să înțelegem tehnica bine, scriturii este o tehnică de reportaj. Este evident că lucrurile acelea chiar s-au întâmplat. Maica Domnului nu a venit să ne terorizeze prin aparițiile și prin mesajele pe care le transmite. Numai că suntem într-un moment în care niciodată nu e timp, dar mai ales acum nu este timp. Nu mai e timp de pierdut. Timpul în care să ne risipim în nimicuri din jurul nostru și fiecare trebuie să lucreze, că nici eu n-am dreptul eu să spun nu știu ce lucruri de natură spirituală extraordinară, că nici eu nu le am în mine și fiecare trebuie să lucreze, dar trebuie să lucreze fiecare, să revină la iubire, să revină la Hristos, să revină la credința interioară. Și noi trebuie să înțelegem interioară. Că nu este o fatalitate, iar confruntarea pe care o vom avea și probabil că noi vom fi contemporani cu ea, nu este cauzată de factori externi care vin cumva predestinați așa să ne facă rău. Noi ne confruntăm cu propriile noastre creații și mentale și verbale și comportamentale. Noi să nu uităm, de-aia și spun că lumea trebuie să nu se sperie. Iartă-mă o secundă, și preotul când te dezleagă când treci dincolo de porți, te dezleagă de greșelile pe care le-ai săvârșit cu fapta, cu vorba și cu gândul. Și atunci
confruntarea finală este confruntarea cu proprii noștri demoni pe care i-am Corect. Creat. Este ca în Bardo Dodol, ca în Cartea Morților Tibetani. Și tibetanii, ca și bui hinduși, ca și creștinii, ca și islamici și ca toată creația lui Dumnezeu, toți au tipul de mesaj pe care Tatăl l-a dat omenirii pentru a înțelege ce are de făcut, pentru a se reîntoarce în regatul pierdut, în regatul vieții eterne sau nu. Cărți apocaliptice sunt în toate civilizațiile lumii. Corect. Nu există civilizație mare care să nu aibă legenda a ceea ce va urma să fie dacă nu se respectă legile lui Dumnezeu, dacă nu se respectă principiile universale și dacă nu se înțelege că tot ceea ce ne leagă pe noi toți, toate formele de viață, de la mineral până la angelic și chiar divin, se numește iubire. Corect. Dacă am înțelege lucrurile astea, nu ne-am confruntat cu asta. Dar noi, atâta timp cât ne măcelărim între noi, cât încălcăm cu voluptate de nedescris toate poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu ucizi și noi ucidem. Și important și interior aici, noi nu mai vorbim asta lucrurile. Să nu râvnim la bunul aproapelui și noi râvnim. Ce fac țările mari? Râvnesc întotdeauna la bunul aproapelor și vin și cotropesc țările mici. Da, dar în afară de lucrurile astea care sunt, să spunem, de grup mari, o țară contra alte și așa mai departe. Aici e vorba și de nivel individual, de fiecare persoană în sinceritate interioară a fiecăruia. Apoi dacă tu te duci într-o biserică și după aia ieși de acolo și începi să bârfești sau te duci într-o biserică și tu nu-ți saluți persoanele dragi, nu-ți respecti părinții, dacă tu te duci într-o biserică și ești împotriva lui Dumnezeu, dar trebuie în primul și în primul rând, Dumnezeu nu o să zică ești un nenorocit, pac, pac, pac cu săbile, nu, în niciun sau, caz mai El te iubește, dar poate, tu trebuie să ajungi din nou în tine să realizezi întâmpla, lucrurile astea. Se poate întâmpla ceva, eu am auzit teoria asta de la niște așa zis maestri spirituale, niște așa zis oameni care au atins iluminarea. Și o să vorbim și despre apariția falșilor profeți, pentru că în Apocalipsă, în cartea Revelației de final a civilizației, se vorbește despre iminenta apariția unor indivizi care se vor autointitula Hristosul. Deja sunt mulți care încă și până în România se cred încarnarea lui Hristos și lasă așa, lasă... Ce se va întâmpla va fi la o scară foarte mare. Aici nu vorbim sigur, de niște dar spun pseudo... că sunt, domne, sunt. Au apărut deja. Cunosc și eu niște oameni care în discuții așa îți dau de înțeles că ei sunt de fapt Hristos. Mă rog, unde nu reușește medicul, poate reușește vraciul. Sunt foarte mulți care cred că sunt Hristos. Sunt mulți care spun păi că vorbesc cu fel și poți să fii Hristos dacă de... ți iei crucea în spinare, cum spune el, și îl urmezi pe deci, Hristos. Timpurile avem pe o care... golgotă de urcat fiecare dintre noi. Avem o datorie față de Dumnezeu? Avem. Avem o datorie față de patrie? Avem. Avem o datorie față de semenii noștri? Avem. Avem o datorie față de noi înșine? Avem. Hai să le respectăm toate îndatoririle astea și o să devenim ca Hristos. Hristos nu putem deveni, că El e unul singur și El este Dumnezeu. Dar noi putem fi și noi, că suntem zămisiți după chipul și asemănarea lui Hristos. Noi semănăm cu Hristos când suntem buni și semănăm cu ălălaltul când suntem răi. Corect, așa este. Trebuie să luăm publicitate, dar să termin ideea, că ai spus foarte frumos că între individ și umanitate, nu e nicio diferență, putem reduce toată umanitatea la un cuplu primordial. Corect. Noi toți suntem produsul lui Adam și Eva. Să vorbim despre lucrul ăsta. Asta e ultima descoperire în biologia moleculară și vis-a-vis de aspectul ADN-ului. O să vorbim după publicitate. Dar uite, vreau să spun și chiar am să te cer părerea și o să vorbim după pauza de publicitate. Sunt foarte mulți, așa zis, căutători ai luminii spirituale, care au senzația că ei sunt la o negociere de tip fariseic, saducheic cu Dumnezeu. Adică, își pot permite să săvârșească în timpul vieții o faptă reprobabilă, teribilă, poate chiar și o crimă, spunând că dacă vor contrabalansa restul vieții cu penitență, cu suferință, cu determinarea de a face bine, Dumnezeu va pune în balanță toate aceste lucruri și va ierta fapta reprobabilă. Ceea ce este corect, dar Dumnezeu spune corect. Așa. Nu, este corect până la un punct. Dumnezeu spune așa. De fapt, Scriptura spune așa. Dumnezeu știe nu numai ce gândești, știe și câte fire de păr ai în cap. Ceea ce tu nu știi că nu poți să le numeri, nu o să stea nimeni să-și numere fiecare depinde, de păr. Depinde, dacă într-adevăr, dacă ai făcut o crimă și nu, te pocăiești, asta vreau Dumnezeu să spun, te iartă, asta vreau să spun, da. Dar dacă tu pornești din start de nu la premisa că păcălești pe Dumnezeu, adică vezi, Doamne, există un subterfugiu. Sunt foarte mulți băieți, băiețași, nici nu-i mai numesc băieți, sunt niște copii rătăciți, care cred că îl pot păcăli pe Dumnezeu. Și că Dumnezeu e cumva așa un bătrânel, un semi-ramolit așa, care ori din bunăvoință, ori din, hai să spunem, din toleranță, închide ochii în fața unor mici ticăloșii. Omul respectiv, neînțelegând că el însuși
dacă este chemat să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el poate, pe Dumnezeul din mintea lui ăsta exteriorul, poate păcări. Dar ce face, și am să te rog să-mi răspunzi după publicitate, cu Dumnezeul din interiorul lui, care știe și câte fire de părare în cap și știe dinainte ce a gândit, ce cabală, ce strategie, ce conspirație a gândit omul inteligent, cum să-l facă el sau cum să-l păcălească el pe Dumnezeu. Ne vom confrunta răspunsul și cu individii ăștia în cele ce urmează. Publicitate și revenim.